Radio România Muzicală. Interviurile Radio România Muzical. Bună seara, sunt Monica Cinger și împreună cu echipa ce mă ajută, Carmen Dinu și Daniela Elefterescu de la Pupitrum și Andrei Boroș de la Camera Video, vă invităm la o ediție specială. În cabina de emisie se află un artist efervescent, convingător și pasionat de tot ceea ce face. Și face foarte multe. Violonist, profesor, cercetător, organizator chiar, invitatul nostru este adeptul proiectelor mari, pregătite atent și întotdeauna finalizate în așa fel încât să uimească întreg mapa mondului. Impresionează în primul rând prin amprenta sa sonoră. Hai, îmi place... Da, să frumos. Îmi place aria asta la nebunie. Ce să frumos, să zice la ta... Și atât de simplă. O scrisă pentru concurs de butierie. Și piesa asta era cântată pe toate viorile ca să le compare. Descoperit într-un jurnal de la muzică, care a apărut în 1908 la Biblioteca din Paris. Și se pare că a fost scrisă pentru un concurs. Da, asta de rutierie, exact, de rutierie. Numai de aici se vede geniul venețian. Dintr-o piesă atât de mică poate să facă un lucru atât de minunat. Emisiunea noastră poate fi urmărită atât în FM, cât și video pe site-ul postului nostru www.romuniamuzical.ro. Și acum, bună seara și bine ai venit, Șerban! Bună seara, mă bucur să fim iarăși cu ascultătorii noștri. Nu întâmplător am ținut să începem cu această arie dialogul nostru, pentru că ea demonstrează dragostea ta nețărmurită pentru creațiile neștiene. Și în al doilea rând, pentru că timbrul viorii tale este atât de personal încât e imposibil să fie confundat. Am ascultat o melodie simplă, dar ce se ascunde dincolo de această simplitate ți aparține. Te rog să explici și tinerilor care își fac astăzi drum în viață cât de importantă este amprenta sonoră pentru un interpret. Eu cred că, în primul rând, ține de curajul artistic al fiecărui tânăr interpret. Trebuie să ai curajul să spui lucrurile doar în felul tău unic. Fiecare persoană din lumea asta, om, suntem unici, niciunii nu suntem ca alții. Și în felul acesta e important să cultivăm acest curaj, să-i spunem, îndrăzneală, să poți să fii personal în sunetul care îl produci.
Și în felul acesta, nu numai că exprim poate ce simți tu față de compoziție și sentimentele cele mai adânci, dar îți pui și semnătura pe fiecare interpretare pe care o faci, care eu zic că e foarte importantă. De asta și în cadrul lecțiilor care le-am dat, nenumărate lecții, încurajam tinerii să fie cât se poate curajoși și personali, chiar cu riscul de a greși, poate, și a sări dincolo de cal, cum se spune, și exagerând anumite lucruri, care sunt lucruri de altfel fapte specifice tinereții. E bine, deci să ai totuși curaj. Este nevoie de o perioadă de timp ca să ajungi fără îndoială. A te regăsi. Sunetul, în primul rând, este semnătura fiecărui artist, la fel cum pentru un pictor, să spunem, este culoarea, pentru un scriitor este cuvântul sau pentru un poet este rima. Este ceea ce te caracterizează. Căci piesele se pot cânta foarte bine, avem extraordinar de mulți violoniști care poate să cânte concert de Mendelssohn, de exemplu, să dau doar un exemplu. Important e cum îl cânti, ce ai înțeles și cum poți să exprimi tu personal. Căci de fiecare dată este vorba despre tine însuți ca interpret. Deci nu trebuie să copiezi, nu trebuie să cânti ca alții, nici nu trebuie să te compari prea mult cu alții, ci să ai curajul să îți expui ideile prin acest sunet care, pe măsură ce te maturizezi, se devine tot mai cristalin și mai clar în a exprima. Mi-au plăcut și ideile pe care le-ai exprimat în integrala sonatelor și partitelor de Johann Sebastian Bach, de aceea pentru următoarele minute să invităm pe ascultători la audiția alemandei din partita numărul 1 si minor. Toată integrala e super. Da? Ce sunt? Toate 20 de ani. Da. Este un munte care trebuie să-l trecem fiecare. Dacă vrei, într-adevăr, să te simți că te-ai maturizat. O Golgotă. Da. Dar mai rămânem pe subiectul Bach, puțin, puțin. Sigur că da. Și poate fi mai important decât asta. Când Bach ai impresia că se uită Dumnezeu la tine și te judecă. E, asta vreau să spun și eu. Care o zice primul? Păi, o zici tu atunci, poate nu. Centru cultural Rațu, nu? Pentru că imediat după Bach despre asta vreau să aduc aminte. Era fundația Rațu la vremea. Fundația? Centru e clădirea din Turda, adică cetăție. Vedem, vedem. Ca să încapă toată muzica mea. Vedem.
Vă reamintesc că suntem în direct cu violonistul Șerban Lupu. Puteți să-i adresați mesaje pe site-ul nostru www.romaniamuzical.ro, pe adresa noastră de Facebook. Bach este un Sfântul Petru al muzicii, spunea Enescu, înțelegând că deschide porțile către înțelegerea muzicii mari. De când ai început să studiezi lucrurile lui Bach? Cred că, precum toți alți copii care încep să învețe să cânte la vioară, de când aveam vreo 8-9 ani, poate am început cu Sarabanda, din aceeași parte din care am ascultat acum, Alemanda. Și pe parcursul vieții, sigur, am acumulat din ce în ce mai multe dintre lucrările sale pentru vioară solo și, ca orice violonist care trebuie să treacă testul de maturizare, am decis și eu să le înregistrez până cu 20 și ceva de ani. E un pas sau un drum pe care trebuie să-l faci. Pentru că dacă faci acest proiect, de obicei te schimbă. Și ca în ce sens te schimbă? Devii mai, mult mai conștient de valențele adevărate ale muzicii. Puterea cuvântului muzical, ca să spun așa, devine mult mai evidentă. Plus că este un test, atât pentru toate mijloacele tehnice, cât și muzicale. Deci da, este într-adevăr un tratament extraordinar de maturizare și de spiritualizare. Vom mai reveni la Bach pe parcursul emisiunii, dar acum aș dori să ne referim la un trecut mai apropiat. În noiembrie 2013 ai oferit recitaluri la Cluj și la Turda, după care ai cântat la New York în aceeași lună. Pentru evoluțiile din România ai fost sprijinit de Fundația Culturală Rațiu. Ce importanță a avut pentru tine Ion Rațiu? A avut o importanță, aș spune eu, esențială în dezvoltarea mea și ca om și ca artist. În primul rând, din timpurile studenției mele londoneze, mi-a sprijinit studii cu prin burse și ajutoare materiale la diferite cursuri. Mai târziu, iată, după ani și ani, când căutam să obțin o vioară de calitate care să poată să reflecte maturizarea mea violonistică, cu o mare generozitate, prin Fundația Rațiu, a cumpărat această vioară italiană din 1751, care mi-a dat un glas, o voce, ca să spun așa. Unde ai cântat prima oară cu această vioară? Dacă nu mă înșel, cred că chiar la Londra. Chiar la Londra, s-ar putea să fi fost la Queen Elizabeth, dacă nu mă înșel. Iată că o am de aproape 25 de ani, această vioară. Și, cum v-am spus, cum spuneam, mi-a dat o voce. Și ne-am împrietenit unul cu altul, cu această vioară. A fost și o influență... Cât a durat împrietenirea, această relație de acomodare unul cu celălalt? Aș putea să spun că un an și ceva. Și relația continuă, spun eu, încă e fericită între mine încă și vioară. Da. Dar a avut o influență foarte importantă și ca om, și pentru că el era un om de o energie extraordinară și cu o mare putere de convingere și m-a convins să-mi dedic foarte mult din energia mea creativă muzicii românești și propagării culturii românești în întreaga lume. Am avut într-un fel norocul să fiu aproape de el în ultimele sale zile, efectiv, la Londra, și aveam o mare credință în abilitatea românilor de a-și crea un viitor fericit, poate după o perioadă mai grea, dar avea toată încrederea în abilitatea acestui nem de a avea o existență demnă și contribuind la cultura generală a omenirii. Și această abilitate ți-a insuflat-o și ție. Da, și chiar mi-a spus, efectiv, pentru că prin vioara aceasta mi-a dat un mesaj, să-mi dedic mare parte din energia mea creației românești și, într-adevăr, i-am urmat sfatul și mi-a creat și mie un drum care m-a schimbat și ca om și care mi-a dat, de asemenea, o direcție foarte precisă a eforturilor mele artistice. Revenind la importanța instrumentului, totuși, pentru un aspirant între ale celebrității, reprezintă acesta un factor determinant? Ce părere ai? În mare măsură, da. În sensul că
o vioară mai bună, ai un suflet mai frumos. O vioară mai bună cânti mai ușor pe ea. Lucrurile devin mai clare. Te și inspiră. Fără îndoială, pentru că este un, ca o ființă care vibrează. Este făcută și pentru această vibrație muzicală și sufletească. Într-adevăr, depinzi totuși de instrumentul pe care cânti. Pe ce instrument a evoluat la debutul tău de la Ateneu? Debutul meu de la Ateneu... 16-17 ani. Da, era o vioară germană, o copie după un Guarneri, care aparținuse această copie marului violonist Wilhelmi, care fusese a tatălui meu, de altfel. Care era un foarte bun violonist amator. Studiase vioara destul de serios, dar era un bun violonist amator și, bineînțeles, mi-a dat o mie. Și îmi amintesc că era o copie după un Guarneri. Da, aș dori să atingem și câteva aspecte despre familia ta. Însă acum aș vrea să rămânem la acest moment, pentru că, iată, am o surpriză. Am găsit cronica semnată de Jean-Victor Pandelescu, de la debutul tău din 22 decembrie 1969. Extraordinar, nici nu știu, nu mai mi-aduc aminte. Ei, iată ce scrie. Un violonist deosebit de înzestrat, care și-a început programul cu La Folia de Corelli. Dincolo de finețe, unele accente mai bruște le lăsăm la o parte, cum va trebui să le evite și violonistul. Este de subliniat stilul păstrat celebrei piese. Șerban Lupu are o frumoasă sonoritate. Tonul său capătă la nevoie o mare amploare, interpretarea fiind bine dozată sub raportul nuanțelor dinamice. Te recunoști? Sunt surprins, dar am uitat complet de... Da, e o cronică foarte bună, iată că am avut noroc. Știți cum zicem noi, când ai o cronică bună, ai noroc, depinde, că nu știi niciodată. Da, vorbește despre sunet, și adevărat, e lucru care mă preocupa întâi instinctiv și apoi pe parcursul întregii vieți am socotit că sunetul e ceea ce mă reprezintă, apropo de ce vorbisem puțin mai înainte. În acel program ai prezentat și sonata a doua de George Enescu. De aceea aș vrea să difuzăm câteva fragmente, desigur, într-o versiune semnată mult mai târziu, împreună cu pianistul Valentin Iorchiu. Da, când am dat de cronica asta, am rămas... Da, unde ai dat de... La documentarea noastră. Mai dar ce intuiție și... grozav. Bine. Da. Dar nu mai amintesc ce am cântat. Dansurile românești de Bartok și Corelli. Și în prima parte era o pianistă sau un pianist mulțumit. La sala mică de la Ateneu. Nu era Vlăzuț Contra? Ce mi-a dat? Partea a treia, e ce? Partea a treia. Da, bun. Mai bine, că toată lumea pune partea a treia. Bun, și acum să vorbim puțin despre profesorii tăi, dar nu cu un accent nemaipomenit. Da. Filam, că altfel se termină emisiunea. 10 minute. Filam. La cât am zis că filam. Și cât mai e până atunci. Perfect. Absolut. Și e bine. Când am creșinut eu. Stai că ajungem la el acum. Da, zicea GVP din RPR. GVP, dacă așa e. Acum avem un salut.
Încă nu n-am ajuns la pasajul ăla. Ei, nu putam. Tot în cronica amintit, Jean-Victor Pandelescu scrie: în pasajele grave am simțit acea dogoare care ne-a dus cu gândul la George Enescu, dovedind buna îndrumare de care se bucură Șerban Lupu, aceea profesorului George Manoliu. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre importanța lui George Manoliu în formarea ta. Da, ne-am întâlnit când aveam 12 ani. Și a avut, ca exponent al școlii franceze, trebuie să spun că mi-a dezvoltat foarte mult expresia mâinii drepte, care înseamnă adevărată artă în meseria noastră. Mâna dreaptă e cea care exprimă, într-adevăr, toate inflexiunile, atât sonore cât și muzicale. Dar cel mai important lucru, mi se pare, din moștenirea ce mi-a lăsat-o acum, uitându-mă în urmă, a fost nu numai dragostea dintr-o muzica enesciană, dar exact m-a învățat dibăcia și meseria de a crea un sunet și a interpreta sunetele enesciene. El era un foarte bun cunoscător al violonistii și enesciene, să nu uităm că a scris și o carte foarte importantă în această, direcție. Și putea să verbalizeze cele mai importante și detailate indicații de a produce și a interpreta culorile enescene. Că asta este muzica lui Enescu, este plină de o varietate de colorit care poate doar în Debussy o mai găsim, și putea să explice și să mi-a îndrumat pașii, aș putea să spun, în tehnica de a reda aceste sonorități. Și pentru asta o să-i rămân veșnic recunoscător. Câți ani ai studiat cu el? Păi iată, de la 12 ani până în anul 2 de conservator. Da. Deci destul de mult. Bun. Și pe urmă, cum ai ajuns la Londra? Am obținut o bursă, mi s-a oferit o bursă prin concurs, la Guildhall School, și am studiat acolo cu Menuhin. Menuhin venea să dea masterclass-uri, dar profesorul principal era Ifra Niemann. Venea și Menuhin, Yehudi Menuhin, o dată pe lună și ținea masterclass-uri, care, sigur, mi-a creat o nouă deschidere. Șerban, orice ai fi făcut, tot la Enescu ai fi ajuns. Drumurile așa mi-au fost, se pare că mi-a fost marcat drumul de acest destin, să spunem, legat de Enescu. Nu mai spun că Menuhin nu începea nicio explicație fără fraza maestrul meu Enescu zicea așa. Și cum îl continuă? Așa simțea el în felul acesta. Tot la Londra, sigur, Londra atunci era chiar centrul muzical al lumii și am avut oportunitatea și norocul să iau lecții cu Nathan Milstein, cu Henrik Schering, Norbert Breining, Sandor Weg. Iată, și căutam aceste sfaturi și această influență, căci vreau să eram setos să aflu cât mai multe lucruri. Eram într-o perioadă continuă de acumulări artistice. Și atunci, în America, cum ai ajuns? Dorința de perfecționare sau ai avut un spirit donchihotesc? Te-a împins să traversezi? Un pic amândouă, aș putea să spun. Deși mă instalasem bine la Londra și aveam și concerte și cântam cu cele mai bune orchestre, cum era English Chamber Orchestra, de exemplu, Academy of St. Martin in the Fields și altele, doream să-mi îmbunătățesc cântatul. Simțeam că mai e loc de progres și, pe de altă parte, vreau și eu să văd cum e America. Atât auzisem despre treaba aceasta și iată că mi s-au oferit din nou burse, una la Dorothy DeLay, marea profesoară a lui Zuckerman, Perlman și alții, chiar și Wengerov, de exemplu. Drumul meu în America s-a oprit la Joseph Gingold, un fost elev al lui Isaiah, concertmeister al lui Toscanini și al orchestrei din Cleveland,
care la rândul său îl cunoscuse și îl venera pe George Enescu, care avusese contacte muzicale și nu mai contenea să-mi vorbească de geniu și mai ales de sunetul lui Enescu, care putea să-l facă să plângă într-un concert de Beethoven, apropo de sunete. Deci am avut acest noroc și am avut pe profesor, pe, uite, iată, cel care toată lumea muzicală îl sărbătorește, celebrul pianist al triului Bozarți, Menachem Pressler, care mi-a făcut și onoarea și privilegiul să interpreteze cu mine toate sonatele de Beethoven, care m-a ridicat iarăși pe o treaptă superioară a înțelegerii muzicale. Când se întâmpla asta? Cam prin ce an? Aș putea să spun că prin anii 90, 91, când a sonatele de Beethoven, la Indiana, Universitatea Indiana, am fost între anii 76 și 80, înainte de a ajunge la San Francisco, unde pentru o perioadă de timp eram concertmeistru operei. Am citit și un alt interviu de al tău, că ai purtat o scurtă discuție chiar cu Pavarotti, da, și l-ai întrebat cum de poate fi pentru atât că de superb că de fiecare dată. Am auzit, mi s-a spus celor din fost, știți cum de zvonurile se duc repede, că ar avea dureri în gât și că are un fel de amigdalită, dar nu băgam nimic de seamă în timp ce cânta. Și atunci chiar l-am întrebat cum poate să cânte așa și de câte ori nu s-a simțit bine și mi-a spus că ar putea pe degetele de la o mână să se gândească când s-a simțit perfect. Restul sau îl durea ceva sau avea ceva. Dar iată, artiștii trec peste treburile astea. Ei bine, în America, nu doar că ai studiat, dar ai desfășurat o carieră pedagogică deosebit de consistentă și de amplă. În 2011 ai fost declarat profesor emerit al Universității Urmara din Illinois. Această universitate, răsplătindu-te și cu un premiu prestigios pentru integrala Bartok. De aceea am pregătit acum un fragment din sonata scrisă în 1903. Bun. Da. E bine că ai pus asta, că e mai puțin cunoscută din 1903. Toată lumea știe pe întâia și a doua. Asta e lucrare de tinerețe. Asta e o tinerețe care are accente straussiene, pe acolo romantice. Da. Păi ești foarte aproape de adevăr. El pe vremea aia interpreta viața de erou la pian și produse transcripția lui și le cânta în concertul. Le-a nebunit pe Strauss și Liszt, bineînțeles. Și Liszt, normal. Asta a fost înainte de a face el periculile etnomuzicologice prin Transilvania, în 1978 și 12, când a descoperit adevăratul folclor țărănesc și colegea muzica atât românească cât și maghiară, știi? Care i-a schimbat complet limbajul. Aici am ajuns, iar pot să filam puțin. Din asta, nu dăm 10 minute. Nu. E foarte cald aici, dar muzica e destul de scurtă și uneori mai stă ușile deschise. Eu mă simt ok, ție ce cald. Eu sunt ok.
tocmai pentru că e atât de romantic, am dorit să pun. Da, da, nu, e o parte mai necunoscută a Bartok, de asta este o idee bună. M-am dus la Buna Festa și am vorbit cu directorul arhivelor Bartok, domnul Laszlo Schoenfeld, cu celebrul scris. Și mi-a fost de mare ajutor cu manuscrisul. Hai să zice ce poate. Da, de ce nu? Poate cunoscută lume muzicală, dar m-a ajutat efectiv. Deci, dublu album a apărut în 2004. Cât timp ți-a luat? Cam 2 ani să-l pregătesc. Putem fi la sol se și să închei o secțiune. Cât a durat lucrul la acest dublu album pe care l-ai scos împreună cu Ian Hobson, un foarte bun prieten. Da, exact. A durat cam 2 ani și în pregătirea lui am fost ajutat foarte mult de către directorul arhivelor și muzeului Bartok, celebrul muzicolog Laszlo Schoenfeld, care mi-a înlesnit accesul la diferite versiuni de manuscrise și diferite etape ale creațiilor acestor lucrări și un lucru inedit am pus mai ales la dansuri și asta și sursele folclorice chiar românești. Deci în acest disc apar și cântecele, sursele luate chiar din colecția Bartok, de altfel de cele sutele de cântece românești, nu, care există, și am reușit să identific chiar cu ajutorul de Laszlo Schoenfeld fiecare din rapsodiile de Bartok, cele două rapsodii, exact cântecul popular și apar în preambul, înainte de rapsodii, de exemplu, și versiunile folclorice. Foarte frumos. Acum însă să ne fixăm pe perioada îndelungată în care ai fost profesor la Universitatea din Illinois. A fost greu să răzbați prin ierarhia sistemului de învățământ american și acolo ai atins poziția supremă. Desigur, nu e ușor, competiția este foarte mare pentru poziții din acestea, mai ales cu tenură, cum zicem noi, care, după ce ești analizat la sânge, să spun așa, cel mai mic detaliu al vieții tale, se decide să ți se dea această poziție pe viață, tocmai pentru a-ți lăsa libertatea creativă și pedagogică, deci nu mai ai frică că te poate da afară. Deci asta deja a fost un pas foarte important. Apoi trebuie să spun că cei 25 de ani de pedagogie acolo, de predat, am avut peste 800 și ceva de elevi, de studenți. Am avut și ansamblul Enescu, care l-am creat, care dă oportunitate elevilor să cânte, bineînțeles, tot felul de muzică și numele de altfel mi-a fost sugerat de un celist american, că i s-a părut că sună bine, Enescu Ensemble. Și într-adevăr sună bine. Da. Și puteau să cânte într-un ansamblu mai mic, dădeam lecții și de muzică de cameră, bineînțeles. Deci a fost o perioadă foarte creativă pentru mine. Cursurile erau individuale? Și individuale și colective. Așa e acolo în America, dar e o lecție pe săptămână individuală și un an de grup. Existau niște programe care te canalizau către un anume repertoriu sau aveai libertatea să ajustezi repertoriul la nivelul și nevoile fiecărui student. Nu mă îndoiesc că ai predat de nenumărate ori ceacona de Bach. Într-adevăr, da, mai ales la cei studenți care erau mai avansați, chiar le făceam le ceream treaba aceasta pentru că îi transforma și pe ei. Acum, dacă ai avea un tânăr în față, ce i-ai spune despre ceacon? Că e problema unde e probabil una de două, trei cele mai importante piese din repertoriul violonistic, împreună cu concertul de Beethoven, de exemplu, și ceacon. Eu s-o pute să fie culmile expresii și scriiturii violonistice.
și că ai intrat și ai studiat Ceacona, intri într-o lume spirituală care te va transforma în mod sigur. Nu mai ești același după ce ai învățat această piesă. Hai să o ascultăm. Asta îmi place mie. Și asta îmi place foarte mult. Șerban Lupu, știu că nu ai frați. Așa că întreagă atenția părinților tăi s-au îndreptat către tine, evident. Vorbește-mi despre familia în care ai crescut. Da, sigur că da. Am crescut în primul rând în copilărie, era anii aceia grei din anii 50, când nu prea erau de toate, când știu că era cam frig în casă. Dar deja o bună parte a copilăriei mi-o petreceam la bunici la Brașov, unde au fost poate cele mai inspirante și lidice momente ale copilăriei mele, prin păduri, printre dealurile munții din jurul Brașovului, călătoriile cu bunicul meu, care, în afară de faptul că era doctor, fusese chiar tenor, la un moment dat se gândise să continue studiile muzicale și să se angajeze la opera din Budapesta, cum era pe vremea aceea, dar cânta la vioară, e adevărat, și cânta mai mult muzică populară, de pe Târnave, de unde era familia lui, și mi-amintesc că, odată ce învățasem notele, el cânta și eu încercam să le transcriu diferite melodii. Un lucru care mai târziu avea să dea roade peste decenii, care nici nu m-aș fi gândit la cea vreme copilărie. Odată ce tata mi-a pus vioara în mână, cum v-am spus, el era un foarte bun violonist amator, studiase cu Costică Bobescu la vremea aceea. Asta a devenit centru și atenției mele, dar și eu am devenit centru atenției prin vioara pe care o cântam, adică cântatul meu la vioară, și întreaga mea copilărie și mai târziu s-a rotit în jurul acestei activități ale mele, aș putea să spun. Deși îmi amintesc când eram copil... O copilărie dedicată studiului. Da, da, nu mă făcea întotdeauna foarte fericit. Îmi aminteam că la început băgam diferite obiecte în vioară
ca să o fac să zolnăie și atunci când tata venea, spuneam că n-am putut să studiez din cauza că s-a stricat vioara. Adică, sau puneam ceasul înainte, chestiuni de-astea care toți copiii... trebuie să mărturisesc că nu mi-a plăcut nici atunci să studiez, nici acum nu-mi place să studiez. Acum, dacă studiez într-un fel din dragul de piesele pe care le interpretez sau pe care vreau să le studiez sau să le învăț. Așa. Deci, viața mea a fost totuși înconjurată de muzică din copilărie, prin legăturile familiei mele cu muzica. Și am amintit foarte plăcute și de la școli și de la școala de muzică. Am început la liceul numărul 2, cum era pe vremea aceea, și în clasa 6-a, tocmai ca să studiez cu profesorul Manoliu, care atunci făcea lecții și la școală, m-am mutat la școala numărul 1. Deci le-am încercat pe amândouă, am absolvit acolo, am cântat la concertul de absolvență al liceului. În prima parte am cântat concertul dublu de Bach cu bunul meu prieten de atunci, care e și acum mi-e prieten, Valeriu Maior, profesor la Cluj. Iar în partea a doua am cântat cantata țărănească pentru sopran și bas. Eu aveam o voce foarte bună și am fost solistul, era chiar aici în sala radio, am fost solistul cantatei țărănești de Bach și era dirijată de regretatul și iubitul nostru dascăl. Corul fusese pregătit de Nicolae Niculescu și că dirijor fusese Petrovici, dacă nu mă înșel. Deci iată că am avut legături cu radio încă, sala radio încă din tinerețe. După ce ai plecat din țară, cât timp nu ți-ai revăzut mama? Aproape 10 ani. Și între timp tata se prăpădise, chiar când eu am ajuns în America, a fost timpul grele pentru părinții mei din acest punct de vedere. De aceea vreau să ne revărsăm nostalgia nostalgică, serenadă îndepărtată de Enescu. Da, care o cânt cu bunii mei prieteni, exact am înregistrat, Ilinca Dumitrescu și Marin Cazacu. Da. Aș vrea ca această serenadă să nu o tăiem. Adică să o lăsăm. Ce părere ai? Da, sunt de acord. Sunt pentru aniversarea familiei regale. Nuntă, aniversarea nunților. Da. Parcă are o dată. Mereu am prezentat-o în emisiunile mele. 15 noiembrie 1903. Da, sună bine chestia asta. Adică sună pe undeva. Da. Așa este din seria pieselor care le-am descoperit la Muzeul Enescu. Păi acum intrăm în sfârșit în Enescu. Da. Sonata a treia, partea a doua.
și gata, abordăm Enescu mai... Minunată miniatură. Unde ai descoperit-o, Șerban? Păi, tot în manuscrise, colecția de manuscrise de la Muzeul George Enescu. Cum ar suna pledoaria ta pentru muzica enesciană, ale cărei resorturi le cunoști atât de bine? Este un compozitor care s-a dovedit că are un limbaj unic. Nu poți să-l asemeni aproape cu nimeni altul, mai ales în perioada sa de maturitate, care a scris cu o profunzime de sentimente și o gamă foarte largă de sentimente, într-adevăr, aș putea să spun. Sigur că îl iubesc foarte mult și plin de inovații, mai ales atât muzicale cât și violonistice. Să nu uităm că eu nu numai că am cântat aproape tot repertoriul cameral care implică vioara, dar în afară și de câteva lucrări orchestrale în care am participat, am cântat și în opera Edip, că eram concertmaestru producției care am dat-o ca premieră în Statele Unite. Ajungem și la acel celebru 15 octombrie 2005. 5. Deci aș putea să spun că o cunosc într-adevăr în adâncime, plus toate piesele care le-am descoperit, am avut norocul și privilegiul să fiu cel care le-am adus la lumină, care ne îmbunătățesc sau ne măresc abilitatea de a cunoaște pe un Enescu într-un mod mai un om mai simplu, mai complet, mai plin de umor. Că să nu uităm, el ne-a lăsat 33 de opusuri. Era un perfecționist extraordinar și aproape nu suferea enorm când creia și foarte exigent până la bolnăvicios din punctul ăsta de vedere. Dar el a început și la unele multe alte lucruri. Unele nu le-a terminat sau erau într-o fază destul de avansată și am socotit că este un lucru bun să-l cunoaștem pe Enescu din ce în ce mai bine, din ce în ce mai aproape, că era un om care nu se prea lăsa cunoscut în intimitatea sa decât de un cerc foarte intim de prieteni. Nu știm foarte multe despre viața lui personală, căci era un om foarte discret. Dar în felul acesta, prin tot felul de piese mici, iată să nu uităm că am publicat 6 volume de lucrări inedite, în mare parte 80% inedite. Vom mai publica împreună cu Institutul Cultural Român încă 2 volume, în viitorul apropiat. Cred că îl înțelegem mai bine pe omul Enescu. Poți să cuantifici de câte ori ai interpretat sonata a treia în caracter popular românesc? Este o bună întrebare. Cred că cel puțin de câteva sute de ori.
La un moment dat știu că făcusem o listă cu câți pianiști am cântat-o și ajunsesem la lista de vreo 16 pianiști. Și iată, continuă această peripeție. Mi-am amintit, am învățat... Și de fiecare dată altfel, desigur. E genul de piesă care, dacă cânti cu un alt pianist, este o altă piesă. Absolut. Pentru că e loc de atâta libertate de gândire și de expresie. Să nu uităm că chiar se și cheamă sonata pentru pian și vioară. Pianul nu are doar rolul sambalului și tarafului, dar are un rol chiar preponderent în multe privințe. Mi-amintesc de un incident în Japonia, când cântam sonata a treia în cadrul unui festival și organizatorul, care era un foarte bun muzician, mi s-a părut interesant ascultându-ne repetând această piesă și m-a rugat să dau să fac o copie, nu știu pentru ce. Și când a venit seara concertului, am băgat de seamă că tot publicul avea copia părții a doua din sonată și urmăreau pe note aceste în Japonia. Se leagă foarte bine, pentru că eu chiar vreau să exemplificăm acest dialog cu partea a doua din sonata a treia, împreună cu Valentin Gheorghiu. Japonezii ăștia sunt uimitoare, adică... Îmi vine să cred ochii. Citeam nu de publicul. Nu noi am public de muzice, de la sute de persoane. Că e bine și ne încadrăm și în da? Timp. Da, da. Discuția noastră mi se pare de curge așa, într-un mod foarte firesc. Și eu, da. Și eu. Zic. Deci urmează să vorbim despre capriciu și... Vedem dacă mai încape să pune Maria. Vedem. Măcar o părticică putem să punem. Gata, pune, gata. Da, da. Gata. Iar toate 7 minute, nu trebuie să punem 7 minute. Nu, să punem 2 sau pe prima parte sau ceva. Prima. Da. E în 4 părți, adică să vezi. Sunt legate, dar o să spun eu când se vede. Da. Și putem pune capriciu de la 441, da? Perfect. Acolo începe. Când începe fora? M-am gândit. Da, nu poate fi, dar va fi partea a doua. Nu, e partea a doua? Nu, e partea a întâi. Nu știu ce, dar pune ce ai, nu că ai ascultat-o. Că nu vreau să te încurc, că nu mi-amintesc precis. Bine, partea a doua se și cheamă fără. Da, așa, dar tu nu vrei, vrei nu, ceva. Nu, vreau okay. Prima. Okay.
Cervaneaș, vrea să știu cum te-ai transformat în detectivul manuscriselor inedite lui Enescu. Și să începem cu Capricci. Totul a început de la cartea lui Noel Malcolm, pe care un bun prieten al meu, profesor la Guildhall, tot japonez, mi-a semnalat-o despre George Enescu. Și am obținut-o și acolo l-a cuprins, de altfel, cartea e foarte bine scrisă, mai ales că e și singura în limba engleză, cel puțin, din cunoștințele. Și capodoperele neștiene au cunoscut. Pe asta, dar e recentă, tradusă din lui Pascal Bentoiu, bineînțeles. Dar pe vremea aceea nu exista altă carte în engleză. Ce e important e că la sfârșit l-a cuprins, am văzut acolo scris ceva Capriți Rume pentru vioară și orchestră. Am fost guluit și intrigat, mai ales că toți ne plângeam, de mic, ne amintesc, de tânăr, de ce nu există un concert pentru vioară și orchestră de George. Și asta rămâne și marele mister. Da. Ei, sunt anumite explicații mai mult de ordin subiectiv. Dar în același timp s-a întâmplat că am ajuns în România pentru niște concerte, dintre care unul la Filarmonica din Cluj, unde am avut plăcerea să-l cunosc și să-l întâlnesc pe Cornel Săran, care el însuși se ocupa atunci cu orchestrarea unora dintre simfonii, dacă nu mă înșel, și a menționat această lucrare și a devenit imediat foarte interesat și chiar a reușit să facă partea întâi și într-un fel partea a doua, apoi a menținut entuziasmul și a reușit să reconstruiască, căci erau pagini lipsă, foarte multe pagini lipsă, unele erau gata scrise pe la perfecțiune, chiar și cu detalii violențe, și altele lipsă, poate când a revenit colecția de manuscrise din Rusia, nu știm, s-au pierdut. Cert e că a făcut o treabă minunată, reconstruind partea orchestrală, bineînțeles, și în mare parte partea violonistică, o bază pe care apoi mi-a indicat mie și m-a rugat ca eu să o ornamentez și să o fac în stilul enescian, atât prin cunoștințele care le aveam de lucrări anterioare, cât și din paginile pe care Enescu le-a scris în acest capriciu, care sunt de o mare virtuozitate folclorică. Și iată că așa a apărut acest concert, într-un fel e un concert. În 1997. Da, în 1997, pe care l-am înregistrat cu Filarmonica din București, minunata baghetă și conducerea lui Cristian Mandel. Apoi am mai cântat acest concert în toată lumea, trebuie să spun, de mai multe ori. Și cum a reacționat publicul? Cu foarte mult interes, pentru că e un limbaj total inedit, mai ales pentru publicul din străinătate. Nu? Este un concert folcloric, cred că de asta și l-a intitulat Capriți Rume. Este într-un fel un festival, dacă vreți, o apoteoză, dacă vrei, a artei lăutărești. Are o doină deja răsfâșietoare care e într-un acordaj, într-o scordatură, într-un acordaj diferit, ca de tulnic sună la un moment dat. Are o horă plină de umor, așa cam de pe la ciorba de pontroace după un chef foarte tare cu dureri de cap dimineața, ne amintește, plină de umor. Sigur, partea întâi e o baladă, iar partea a patra este un dans țărănesc îndrăcit, aș putea să spun. Eu vreau să ascultăm un fragment din prima parte. Asta e. Și asta e plin de spirit și de... Și deci aveți că totuși muzica românească are influențe orientale cu secundele astea mărite. Asta este. E o realitate. Da, suntem da. Aici la graniță între vest și vest.
Era mai bine să pun partea a doua? Nu, nu, foarte bine ai ales. Nu, când ai zis hora, credeam că e partea a doua. Nu m-am gândit că și asta e o horă. Foarte bine. Cu toate selecțiile mi se fac foarte bine. Chiar mai bine că tine încercam eu să nu, că ai prins mai multe unghiuri care eu nu m-aș fi preocupat. Și de asta îmi place peste așa. Dar vezi, pianul ăla în orchestră. Da, și da. Îi dă așa un alt caracter ce așa, și de aparte. Modulația asta, tipă de doamnă. Da, ai crezut că are rolul țambalului, dar e pian totuși, că nu a fost țambal. Hai să vorbim și despre celelalte piese, ca să ajungem în sfârșit. Da, pe oprești cum vrei tu, sigur, cum vrei tu. Oprește cum vrei. Deci acesta a fost capriciul românesc de George Enescu, din creația căruia ai adus la suprafață și o serie de miniaturi. Unele sunt deja editate pe un dublu album. Înțeleg că le-ai tipărit. Mai urmează și altele? Da, într-adevăr mai urmează două volume. Unul cu piese solo și unul cu piese camerale, care includă o nocturnă minunată pentru cuartet de pian, un duo pentru vioară și violoncel, de exemplu, o piesă chiar interesantă, un preludiu și gavotă pentru vioară, violoncel și două piane, și apoi, desigur, niște lucrări violonistice, dintre care ar vrea să semnalez în special două. Una este o piesă scrisă la 9 ani, Legenda, care are o temă extraordinară, trebuie să spun. De acolo îmi dau seama de ce a fost numit Micul Mozart. O inspirație care îl face invidioși pe cei mai maturi compozitori din acea vreme de sfârșit de secolul XIX, să nu uităm. Și șarmant a trebuit eu să o aranjez puțin ca să-i dau un sfârșit și o anumită formă. Mulți m-au spus că să nu mă ocup, că nu e salvabilă, dar eu zic că a ieșit o piesă frumoasă, care am și cântat-o de câteva ori. Și apoi încă o piesă care mi-a fost semnalată la vremea ei de mult regretatul muzicolog Clément Safirca, Impression en stil roumain, deci impresie în stil românesc, care era doar o schiță aproape ilegibilă, cu diferite cântecele, să spunem, melodii lăutărești inventate de Enescu. Prin munca care am făcut-o eu înainte și cu arile în stil românesc de reconstituire cu lupe speciale și cu măriri de manuscrise de nu știu câte ori, deja am un anumit antrenament ca să pot să reconstitui. Da, să pot să reconstitui. E o muncă de arheologie care mă pasionează, trebuie să spun. Așa ca și cum aduci la viață ceva și scoți așa în lături toate rezidurile și apare juvaierul. Hai să vedem ce juvaier a apărut. Una dintre ariile în stil românesc. Și la tăria curată. Absolut. Curată!
Și... Păi, odată ce cineva l-a întrebat, Valentin Gheorghiu în poveste asta, l-a întrebat de ce ține în cutia lui de vioară tot felul de corzi vechi și asta, de asta rupte și asta. Ce? Zice, eu sunt un lăutar bătrân, așa, și îmi place să-mi țin lucrurile, să nu arunc nimic. Da. Deci ai cântat în orchestră atunci când s-a montat Edith? Da, asta că Ioan a fost esențial să organizeze Edith. Da, dar de unde până unde? Adică, bun, lucrările, deci... Dar s-a făcut cu orchestra Sinfonie de la Universitatea din Illinois și eu eram concertmaestru orchestrei de vreme aceea. Și trebuie să spun că stima e infernal de greu. De stima de vioară. Vreau să studiez ca unde de piese solo. Da, foarte e, da, asta e și diferența. Deci am văzut un medic doar m-a trecut așa un pic. Da? Ce? Putem să întâmplă. Trebuie să ne întâmplă. Așadar, o dată istorică, 15 octombrie 2005, premiera americană a operei Oedip, care în cea mai mare măsură se datorează eforturilor tale. Da, într-adevăr, a fost un vis al meu să fac posibil această premieră și am lucrat cam 2 ani să scriu diferite propuneri pentru granturi financiare, pentru sprijin financiar la tot felul de organizații mai mult americane. A participat cu o anumită sumă și Institutul Cultural Român. Așa? Dar cea mai mare parte din fonduri au fost date atât de Universitatea din Illinois, cât și de Comitetul Culturii al statului Illinois. Deci, odată rezolvată problema financiară, lucrurile erau deja în linie dreaptă. Dar aia a fost cea mai greu de realizat. Bineînțeles. De asta mă devenisem un fel de scriitor de propuneri financiare. Nu mai aveam timp să studiez. Dar am avut bucuria, într-adevăr, să o facem la Universitatea de Illinois și nu întâmplător, nu doar pentru că eu eram profesor acolo, dar pentru faptul că Enescu venea în anii 48, 49, 50 și stătea câte o lună în rezidență la acea universitate, dând lecții, cântând muzică de cameră, dirijent și așa mai departe. A fost interpretată eram concertmaestru orchestrei, care este Sinfonia de Cameră, orchestra de cameră rezidentă, unde s-au adăugat, sigur, mai mulți instrumentiști, a Universității din noi, dirijată de prietenul meu și marele iubitor și cunoscutor al muzicii în scenă, Ian Hobson, pianist. Cred că ție mai mult decât un prieten, cred că ție un frate, la câte copac discuri ai. Plus că am cântat, cred că, peste 56 de sonate împreună în decursul a 25 de ani. Și rolul principal a fost interpretat magistral, trebuie să spun, cu o energie extraordinară de baritonul Ștefan Ignat. Toți ceilalți cântăreți erau americani și au învățat toți partiturile impecabil. Din afară nu se pune nicio problemă. Și a ieșit, ce zic eu, o bună interpretare. A fost semi-scena în scenă, da? Regizorul era Nicolas de Virgilio și am făcut un disc care a fost foarte apreciat atât de cronici cât și de cunoscătorii operei enescene. Și premiera propriu-zisă a fost prefațată de un simpozion, am citit în revista. Într-adevăr, ne-am invitat și pe din România, dar erau cunoscători ai muzicieni, știene și nu doar muzicieni. Nu, erau și cunoscători ai lui Edmond Flegg și lucrările sale, libretistul. A fost într-adevăr un simpozion care mi s-a părut foarte interesant și a lăsat o amprentă, mai ales asupra cunoașterii lui Enescu în spațiul american. Bun, de câțiva ani lucrez la un alt uriaș proiect.
integrală a lucrărilor lui Heinrich Wilhelm Ernst. Ce te-a împins către acest teren sonor foarte spectaculos? Sunt mai multe lucruri. Eu aveam un fel de inclinație către lucrări de virtuozitate încă din copilărie, mi-amintesc. Eu cântam capricii de Paganini de pe la 9 ani, probabil foarte prost, dar le cântam, nimica. Îmi dădea un fel de curaj, să spunem așa. Dar în decursul anilor, într-adevăr, îmi plăceau virtuozii romantici. Prin anul 1994, mă ținte, am făcut un disc care s-a bucurat de mare succes, Violon Diabolic, mai ales în cronica de specialitate. Am să fac referire și la acea cronică. Unde am cântat lucrări de Wieniawski și Ernst. Să nu uităm că Ernst, pe lângă faptul că era un emulator al lui Paganini, a scris o muzică romantică foarte frumoasă, dar socotită ca probabil cea mai dificilă literatură violonistică. Deci când am fost selectat de un grup de cunoscători care au inclus compania de discuri britanică Toccata Classics, cât și cel care a scris macrobiografia lui Ernst, care a apărut în 2008, dacă nu mă înșel, au făcut un fel de selecție din toate înregistrările care există și nu sunt foarte multe, căci puțin se încumete, și ți s-a părut că eu îl exprim cel mai bun, atât prin stilul romantic, umorul sau stilul de bravură și bravado, ca să spun așa. Când s-a evit această propunere, mi s-a părut de-a dreptul nebunesc, că trebuie să recunosc, că n-a mai fost făcută niciodată, este un proiect gigantic și de o dificultate extraordinară. Pe urmă m-am gândit că, în definitiv, ce am de pierdut? Și am zis, haide să purcedem la acest proiect. Din moment ce oamenii au avut această încredere. Și iată că am înregistrat deja 5 dintre volume și vor mai fi încă 2. Ei bine, din volumul 2 oferim finale din Grand Duo, desigur înregistrat cu Jan Hobson. Haide, m-am distrat azi noapte cu piesa asta, de-am nebunit, tăcătăm, tăcătăm, e ceva. Mai, eu am uitat să-ți spun să dai difuzorul mai tare, eu fiind aici. Sorry. Asta e. Vai, delicios! Delicios! Dar toată!
1991, când ai scos albumul cu Wieniawski și Ernst, diapazon te descria nici mai mult, nici mai puțin decât violonistul diabolic. Pe mine sintagma asta m-a înspăimântat, dar ascultând CD-urile acum, mi-am dat seama că este perfect valabilă. Și bineînțeles, se continuă în diapazon, că este un delir de degete și arcușuri aici, pe care le afișezi cu o siguranță inimaginabilă. O interpretare locuită de un suflet autentic. Că ești un artist exigent, nu mai e o trăsătură care trebuie să o subliniez. Cu toate acestea, te-ai simțit întotdeauna comod în pielea ta? În general, nu. Eu sunt genul de persoane care am un fel de neliniște, așa, cel puțin interioară, deși aparent nu pare, pentru că nu mă simt doamna po, cum se spune, exact cum foarte bine ai spus, care într-un fel mă și ajută că această neliniște mă împinge și îmi dă un fel de energie continuă. De a descoperi mereu câte altceva. A descoperi, a cerceta, a zgândări lucruri, de a săpa, tot timpul am această curiozitate. Deci e o neliniște care e secundată de o curiozitate la fel de mare. Da, pentru că timpul este totuși destul de limitat până la sfârșitul emisiunii. Probabil că întrebările următoare o să-ți pară ca un chestionar, dar nu pot să nu ți le pun. Ce te inspiră? O mulțime de lucruri. Poate să mă inspire niște oameni la care îmi place să privesc oamenii foarte mult. Și poate să mă inspire un gest, o anumită, un anumit fel de a vorbi sau o anumită atitudine. Asta îmi dă idei. Sigur că eu sunt un mare iubitor al naturii încă din copilărie, cum spuneam. Și îmi place să ascult sunete din punct de vedere acustic, să ascult natura. Și sigur că dacă o ascult e acustic, dar vreau să spun că incorporez sunete din natură câteodată în cântatul meu, care mi se pare important. Îmi place să citesc foarte mult, am citit enorm la viața mea și continui. Și sigur că asta întotdeauna este o sursă de imaginație, mai ales. Și imagini, atât sonore cât și muzicale. Există ceva care te sperie? Da. Egoismul și lipsa de delicatețe a oamenilor unii față de alții, care se poate transpune în foarte multe feluri. Da, asta mă sperie. Posibilitățile umane de a-și face rău unul altuia. Deci, o lecție importantă de la viață, care a fost aceea? Că trebuie tot timpul să nu mă mulțumesc cu ce am realizat. Și acum? Și acum. Pe asta. Procesul de a învăța sau de a progresa nu se întrerupe dacă treci de o anumită vârstă. Dar, din potrivă, lucrurile apar mai limpezi. Poate mijloacele cu care poți să atingi asta se diminuează, dar dorința de a progresa, de a contribui, de a face ceva, rămâne la fel de vie, dacă nu, chiar cu claritate îți dai seama că de altfel asta e singurul lucru care contează. Unde se termină disciplina și unde începe libertatea pentru o zi obișnuită de tine? Acum. Depinde. Dacă am o seară unde am fie activități muzicale, atunci nu se termină decât foarte târziu. Încerc din ce în ce mai mult să-mi incorporez totuși în viață momente de relaxare. Nu prea sunt foarte bun la treaba aceasta. Tind să trec dintr-o activitate într-alta tot timpul și tocmai trebuie să învăț să fac lucruri care să mă relaxeze sau ca să-mi dea răgazul să mă pot reîncărca. Sper că dialogul nostru din această seară te-a relaxat. Într-adevăr, a fost foarte plăcut, trebuie să spun, și cred că am atins multe lucruri destul de importante în ceea ce mă privește. Tocmai de aceea, haideți să ascultăm partea a treia din Concertino de Ernst. Strang. Vai, mă pufnea râsul! Azi noapte mă pufnea râsul. Operă, ce? Mai intrăm cu teraful.
Da, dacă e timp, nu știu, e 9:10, dacă trebuie să... Păi, la 9 trebuie să ieșim. Oh, mai întâi, da. Nu mai intrăm cu teraful. Sau vrei să termin cu aia? Iată o dilemă. Iată o dilemă, să totuși nu putem trece, măcar. Eu zic că da. Scoate-n teraful. Nu pot, este Teodor Grigoriu. Ok. Dar îl chem cu papa lui. Ah, da, știu. O fie să vă urmează. Scuze, nu intră taraful, intră Teodor Grigoriu, tracul întâi, cât mai încape și ăsta se filează. Bun, părăsim acest teritoriu pentru că nu se poate să încheiem emisiunea și să nu amintim de frumoasa ta prietenie cu maestrul Teodor Grigoriu. Maestru care ți-a dedicat nu o lucrare, ci un ciclu, Bizanț după Bizanț. Vreau să ne referim în primul rând la concertul pentru vioară și orchestră, la concertul Trinity. Da, totul a pornit de la faptul că mie mi-a plăcut foarte mult cum scrie Teodor Grigoriu și numai că mi-a plăcut, mi s-a părut că dacă eu aș vrea să scriu pentru vioară, aș scrie în felul acesta. Deodată m-am identificat aproape complet cu muzica sa. Și atunci am dorit să scrie ceva pentru mine și s-a evit ocazia când Biserica Trinity din Indianapolis, unde locuiam pe vremea aceea, i-a comandat prin mine un concert pentru vioară și orchestră, pe care el l-a gândit imediat ca Sfânta Trinitate, bineînțeles, fiind dedicat acestei biserici. Și această Trinity, iată, a devenit până la urmă o trilogie care include acest concert, sonata pentru vioară solo și sonata în Marea Trecerii și sonata pentru vioară și pian. Eterna reîntoarcere. Exact. Noi acum difuzăm câteva momente din prima parte a concertului Trinity, Pan Melodion, lungul drum al cântecului spre cer. Și asta e pusă pe CD chiar de la prima ei audiție sau nu? Nu, ați făcut o... Nu, ați făcut o... Nu, ați Da, și am citit la registrarea produsului multe să n-am venit pentru o vioară sau nu știu unde ai cântat și concertul de vioară în anapropiere să țin la Într-o emisiune viitoare, mi s-a părut.
Pentru că suntem la finalul emisiunii, cele două câteva minuțele, vorbește-ne despre Fundația Culturală Șerban Lupu și Festivalul Cetatea Muzicală a Brașovului. Am creat această fundație pentru a avea un instrument cu care pot să fac proiecte de mai mare anvergură, care, bineînțeles, sunt reprezentate prin masterclass-uri și cursuri de maestrie, concerte de binefacere. Să nu uităm că, nu știu, 2-3 am făcut chiar aici la radio, cu participarea importanți artiști, un concert de binefacere pentru victimele inundației. Și, bineînțeles, organizarea Festivalului Cetatea Muzicală a Brașovului, care, iată, ne îndreptăm către a 10-a ediție, cu artiști internaționali celebri, cu o muzică frumoasă și care e felul meu de a mulțumi orașului meu natal pentru că mi-a dat o copilărie atât de plină de imagini. Șerban, nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru prezența în fața microfonului, pentru destăinuirile făcute și pentru generozitatea cu care ai răspuns invitației noastre. Îți mulțumesc din suflet. Cu cea mai mare plăcere. Mă bucur întotdeauna să pot avea ocazia să discutăm și să putem să fim mai aproape de ascultătorii noștri. Da. Așadar, în emisiunile viitoare îți promit că voi difuza din compact discurile din albumele pe care mi le-ai dăruit, pentru că multe nu erau în discoteca noastră. Bine, îți mulțumesc și să ne reauzim la alte evenimente frumoase. Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a interviurilor Radio România Muzical. Monica Cenger, împreună cu echipa de emisie, vă mulțumește pentru atenție. Echipa de emisie, că nu mai lăsăm. Cer scuze, n-am mai găsit hârtia cu numele tuturor. Până la începerea transmisiunii directe de la Londra, vă invităm să ascultați Variațiuni și fugă opus 132 de Max Reger pe o temă de Mozart. Orchestra Filarmonicii din New York este dirijată de Kurt Mazur. Ce comentarii au apărut pe aici? Stai puțin. Acum am reîncărcat, așteaptă puțin, dă mai jos. Să fii conectat. La Facebook? Da, nu te lasă să vezi comentarii la altfel. E unul. Până la ora asta. Tu n-ai Facebook? N-am. Nu, dar n-are radio Facebook? Păi are, dar zicea Cristina că poți să le văd și așa. De văzut, poți să le vezi, dar o să vezi postarea, comentariile nu ți le arată. Ah, scuze-mă. nu-i nimic. Le voi vedea mâine și ți le spun pe viu grai. Da, dacă e ceva interesant.